Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Suntem zi de zi, suntem sâmbătă și ar fi rândul unei povești. Am să vă citesc, în schimb, două texte care mi-au plăcut teribil. Mai cu seamă că trăim într-o lume care dă vina tot timpul pe îl rău pentru lucrurile uneori chiar bune care se întâmplă. A zis Ava Antonie, Dumnezeu nu îngăduie război asupra generației acesteia ca asupra celor vechi. Știe că suntem slabi și nu putem duce. Și a doua, Avram, ucenicul lui Ava Agaton, l-a întrebat pe Ava Pimen, ce să fac că mult mă războiesc dracii? I-a răspuns bătânul zâmbind, pe tine te războiesc dracii, nu se luptă ei cu noi, cât timp ne facem voile, că voile noastre s-au făcut draci și ne asupresc ca să le împlinim. Vrei să știi cu cine se băteau război dracii? Cu Moise și cu cei asemenea lor. Adică, cu alte cuvinte, să nu ne dăm mari că am avea ispite mai presus de cele pe care le putem duce și nu în ultimul rând să nu credem că suntem principala țintă a celui care vrea răul lumii. Uneori, noi înșine suntem materia primă din care se naște răul acesta de jur împrejurul nostru. Asta este și o aluzie, recunosc, deloc duhovnicească, la cei care tot timpul dau vina pe ceilalți pentru lucrurile grele întâmplate în jurul nostru, pentru dramele unei țări întregi câteodată sau pentru durerea unor familii și a unor oameni. Atunci când suntem vinovați, trebuie să asumăm. Nu tot timpul să arătăm spre ceilalți ca și cum noi am fi în afara acestui sistem de greșeală, pentru că vorba Sfântului Antonie, pe care o repet, generației noastre nu i s-a dat un război prea mare pentru că știe Dumnezeu cât de neputincioși suntem. Ne arătăm neputincioși. Ne arătăm neputincioși și pentru că ne e greu să trăim puținele noastre îngrădiri într-o lume care, în cele din urmă, are încă lagăre în care se moare de foame, de sete, de necuvință și de nedemocrație, dacă aveți. Poate de aceea, din acest punct de vedere, e bine să regândim la lumea în care trăim și să învățăm de fiecare dată că în crucea lui Hristos putem merge mai departe spre împlinirea propriilor noastre vieți. Mâine e o nouă zi.